Express TV a încercat și de cele mai multe ori a reușit să fie un post imparțial. De acest lucru s-au convins și reprezentanții administrației locale, care au numai cuvinte de laudă la adresa celui mai iubit post de televiziune. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mă bucur să am onoarea astăzi să pot să vă transmit la mulți ani, să vă felicit pentru cei 20 de ani în care ați fost alături de Galați, de Gălățeni, să fie că ați fost alături de proiectele Consiliului Județean, că împreună cu dumneavoastră le-am prezentat, le-am arătat gălățenilor așa cum stau lucrurile. Vă felicit pentru profesionalism și pentru imparțialitatea de care ați dat dovadă. Vă doresc mult succes în continuare, ani buni de aici încolo în presa gălățeană și cu ajutorul dumneavoastră să avem și noi posibilitatea să transmitem oamenilor lucrurile frumoase pe care cred eu că le facem pentru Galați și pentru Gălățeni. Încă o dată, la mulți ani, la mulți ani TV Express, la mulți ani echipei Express TV. La mulți ani TV Express, felicitări pentru toată activitatea, 20 de ani de activitate sporită, ca Alexandru Duma după 20 de ani, felicitări întregi echipe, tuturor colegilor dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, la mulți ani. Educația și sportul au ocupat mereu locuri de cinste în grila de programe a Express TV. La mulți ani Express TV, să dea Dumnezeu să aveți cât mai mulți ani de acum înainte, în care să faceți emisiuni frumoase, să faceți emisiuni echilibrate și echidistante, să puteți să rămâneți o echipă tânără și frumoasă, la suflet și la spirit, și să faceți emisiunile în care să aduceți adevărul și lumina în ochii gălățenilor. La mulți ani Express TV! La mulți ani Express TV! 20 de ani, puțini, mulți, sper să ajungem la 50 împreună. La mulți ani! Express TV înseamnă și după 20 de ani imparțialitate, profesionalism și obiectivitate.